Atunci când intrăm în biserică, trebuie să conștientizăm că intrăm în casa lui Dumnezeu. Aici întâlnim o altă lume. Nu mă refer la cei care sunt prezenți ca și mine, care au intrat în biserică în tocmai ca și mine, ci mă refer aici la lumea lui Dumnezeu. Și anume, sfinții din icoane, altarul pe care se aduce sfânta jertfă, trupul și sângele Domnului care se păstrează în chivotul de pe sfânta masă și, evident, Domnul și Maica Domnului cu toată suita cerului, cu toată atmosfera cerului. În biserică, sunt sfintele taine mântuitoare. E harul lui Dumnezeu. Din acest motiv, atunci când intru în biserică, primul lucru pe care trebuie să-l fac este să mă liniștesc. Să-mi adun mintea, să-mi adun gândurile și să fiu atent la glasul, să pot intercepta glasul lui Dumnezeu care poate veni prin cântare, prin rugăciune, prin gest liturgic, prin rugăciunea mea sau printr-o persoană anume sau prin intervenția unui sfânt. De aceea intru, mă închin și mă opresc într-un loc retras. După aceea, în funcție de momentul liturgic al unei slujbe în care se află biserica în momentul acela. Sau în funcție de atmosfera, de liniște, de tăcere, de lumină sau de profundă meditație, merg și eventual iau o lumânare, îmi fac un pomelnic, adică o listă cu numele celor pe care doresc ca biserica să-i pomenească, le duc la altar, eventual cu alte jertfe, cu o prescură, cu o stică de ulei sau cu vin pentru Sfânta Împărtășanie, mă închin la Sfintele Icoane special puse în biserică, din fața Sfântului Altar, nu de pe catapeteazma Sfântului Altar, ci din fața Sfântului Altar. Sunt două icoane special puse și apoi mă retrag într-un loc și mă rog sau mă încadrez, mă afund în slujba care se săvârșește. În timpul slujbei încerc să pătrund la slujba, rugăciunea și mă deconectez, mă eliberez de toate cele din afară, pentru că cel mai important lucru pe care îl pot face atunci când sunt în biserică sau la rugăciune, este să fac rugăciunea. Chiar și dacă s-ar auzi, să zicem, o bubuitură un zgomot undeva, nu sar imediat de la rugăciune, ci îmi continui rugăciunea și rog pe Dumnezeu, ca acolo să intervină el, pentru că intervenția lui Dumnezeu poate să fie mai importantă decât intervenția mea. Sigur că merg și dau și ajutor dacă este cazul. Așadar, în biserică, primul lucru pe care îl fac este să mă afund în taina rugăciunii care se săvârșește în biserică.